M-am uitat pe internet și am găsit un videoclip interesant pe YouTube despre un vânător de comori din România. Acesta se numește Cătălin Sandu și este cunoscut pentru pasiunea sa pentru căutarea comorilor, pentru aventura și explorarea locațiilor vechi și abandonate. Vânătorul de comori, prezentat în videoclipul de pe YouTube, este un om pasionat de istorie și de cultura țării noastre. El a început să exploreze diferite locații din România, sperând să găsească comori sau artefacte antice care să îi spună povestea țării noastre. În concluzie, titulatura de căutător de natură poate oferi oamenilor pasionați despre explorarea și studierea naturii o modalitate de a se identifica și a-și exprima interesul față de lumea naturală. Această pasiune poate fi o modalitate minunată de a învăța mai multe despre lumea care ne înconjoară, dar și de a deveni mai conștienți și mai responsabili în privința protejării naturii. În episodul de azi, suntem ghidați într-o aventură în căutarea unor obiecte istorice. De la poveștile și miturile din istoria antică până la artefacte celebre ale culturii moderne, această căutare ne va oferi o audiție fascinantă a poveștilor din spatele acestor obiecte. Primul obiect pe care îl vom căuta este o antichitate veche, semnificativă pentru istoria antică a lumii. Avem nevoie să examinăm inscripții vechi și să cercetăm diferite artefacte antice pentru a afla mai multe despre istoria lor și să ne dăm seama cum se leagă acest obiect de cultura și societatea din perioada respectivă. În timpul acestei căutări vom face față provocărilor și obiectivelor și vom lucra într-o manieră clară și organizată. Ne vom asigura că aceste obiecte istorice sunt descoperite și explicate cu cel mai mare respect și atenție posibil. Vom încerca să înțelegem semnificația lor dincolo de valoarea lor pur materială și să extragem povestea istorică circumstanțială din munca noastră. În final, acumulând toate informațiile despre obiectele istorice descoperite astăzi, vom compune o poveste extraordinară care poate deveni o sursă imensă de învățare pentru cei care le vor afla semnificația. Vom atârna aceste obiecte la locul lor adevărat în istorie și vom face din această căutare o aventură pe care nu o vom uita niciodată. Chiar dacă detectoarele de metale pot fi utilizate pentru a găsi obiecte care au o valoare financiară importantă, multe dintre ele au o valoare istorică și culturală extrem de semnificativă. Aceste obiecte pot fi purtătoare ale unor povești și pot ajuta la înțelegerea mai bine a istoriei și a parcursului oamenilor de-a lungul timpului. În concluzie, detectoarele de metale pot avea o contribuție foarte importantă la descoperirea obiectelor cu valoare istorică și culturală enormă. Prin găsirea lor, putem învăța despre istoria populațiilor antice, modul lor de viață și putem dezvolta o mai mare conexiune cu trecutul nostru. Haiducul spune, ceea ce am învățat din căutarea de comori este că aceasta este una dintre cele mai valoroase experiențe de viață. Nu doar că am descoperit lucruri fascinante și prețioase, dar am fost, de asemenea, pentru o perioadă dintre cei mai aventuroși și curajoși exploratori în habitatul sălbatic. De multă vreme am dorit să experimentez o căutare cu un detector de metale și să descoper comori ascunse sau obiecte vechi prețioase.
La început, parcă detectorul de metale nu găsea nimic, dar după un timp am primit primul semnal. Inima mea a început să bată și nu mi-a venit să cred ce puteam să găsesc. Am început să sap mai profund și am reușit să dezgrop o monedă din perioada interbelică. Am continuat căutarea cu entuziasm și emoție, așteptând cu nerăbdare să primesc un alt semnal. După o scurtă perioadă de timp, detectorul de metale a început să sune din nou și am fost aproape sigur că am găsit ceva cu adevărat interesant. Am început să sap mai adânc în pământ și încet, dar sigur, am ajuns la un obiect vechi și prețios, care a rezistat timpului și așteptării. Brățara veche de bronz despre care vorbim era desigur o bijuterie specială, cu o istorie și un design unic. Ornamentele semicirculare de deasupra capetelor, reprezentând aripi, și detaliile inscripționate în jurul marginilor, sugerează că brățara ar avea o importanță specială în tradiția religioasă sau culturală a unei civilizații. Brățara veche de bronz a fost considerată magică de către multe popoare din trecut. Conform legendei, această brățară avea capacitatea de a îndepărta toate ghinioanele și de a aduce noroc purtătorului ei. Oamenii credeau că brățara era protejată de spiritele bune și că cine o purta va fi protejat de forțele rele. Ce frumoasă e, uitați și voi ce model interesant are pe el. Pe lângă aceste proprietăți de protecție, se credea că brățara de bronz avea un efect vindecător și încurajator. Se spunea că purtarea brățării te ajuta să-ți găsești pacea interioară, să-ți înlături stresul și să-ți îmbunătățești starea emoțională. De asemenea, se credea că această brățară veche de bronz avea o putere mistică de a te face să-ți descoperi adevărata valoare și să te ajute să depășești obstacolele din viață. Purtătorii acestei brățări erau considerați oameni puternici, capabili să înfrunte orice provocare. Mulți încă cred în legenda și proprietățile acestei brățări și sunt atrași de frumusețea și istoria acesteia. Brățara de bronz este adesea purtată de către cei care doresc să își găsească puterea interioară și să-și construiască o viață plină de succes și fericire. Deși era încântat de descoperirea sa, haiducul nu a putut ignora semnalele pe care le primea încă de la detectorul său de metale. Aceste semnale au continuat să apară în apropierea brățării, ceea ce l-a făcut să creadă că există mai multe obiecte ascunse în jurul lui. După câteva minute de săpat, haiducul a dat de ceva dur și a fost nevoit să îndepărteze pământul cu mai multă grijă. În cele din urmă, a reușit să descopere un obiect interesant, un amnar. Wow, ce piesă frumoasă! Amnarul a fost utilizat încă din antichitate într-o varietate de scopuri. În vechile civilizații, cum ar fi cea egipteană, romană și greacă, amnarul a fost folosit frecvent ca un material de curățare și pentru exfolierea pielii. De asemenea, a fost utilizat pentru a poliza și finisa metalele și bijuteriile. În concluzie, amnarul a fost un material folosit în mai multe domenii ale vieții antice, inclusiv igienă personală, prelucrarea metalelor, construcții, realizarea de obiecte de uz casnic și în medicină. Vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să activați notificările pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Așadar, nu ezitați să-mi lăsați în comentarii sugestii și idei pentru subiecte pe care ați dori să le abordez în videoclipurile mele viitoare. Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături și să avem o zi plină de inspirație și descoperiri noi pe canalul meu de YouTube.